Într-o seară, tata s-a întors acasă de la muncă și a rugat-o pe mama să-i pregătească ceva rapid de mâncare. În ziua respectivă, mama se simțea cam rău. În ultima perioadă, problemele de sănătate nu-i dădeau pace. Era nevoie să-și ia concediu de odihnă. M-am dus la bucătărie să stau puțin cu ei, dar am văzut-o pe mama că era întinsă în pat, în dormitor, în timp ce tata mânca cu poftă câteva ochiuri și o felie de pâine prăjită care era foarte arsă, dar el mușca cu poftă din fiecare în bucătură. M-am așezat lângă el și l-am întrebat dacă se simte ok. Mi se părea ciudat cu câtă poftă mânca din mâncarea aceea. Ei bine, ceea ce mi-a răspuns, probabil că nu voi putea să uit niciodată. Căci mi-a dat cea mai frumoasă lecție de viață, de iubire și căsnicie fericită. Mi-a spus așa: oare de câte ori mama ta a pregătit masa perfect pentru mine? Oare de câte ori a făcut clătitele mele preferate, chiar dacă era obosită și poate nu avea chef? Oare de câte ori mi-a pregătit pachetul să plec la muncă sau ție, la școală? Oare de câte ori a strâns masa după noi? Oare de câte ori ne-a servit pe noi primii, iar ea a mâncat ultima? De multe ori. Oare pâinea aceasta arsă este un motiv să mă supăr pe ea? Deși se simte rău, a venit cu drag și mi-a pregătit mâncarea. A vrut să arunce această pâine, dar i-am spus că eu mi-am dorit să fie așa. Bineînțeles că nu m-a crezut, dar măcar am făcut-o să râdă. Este prea puțin importantă această pâine arsă ca să uit tot ce a făcut pentru mine. Apoi a mers la ea, a sărutat-o pe frunte și i-a spus că este cea mai minunată soție. Da, dragi, despre asta e iubirea.